Salutare și bine m-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vă voi prezenta niște motorete și mașini abandonate găsite aici în spate în un garaj. Hai să începem cu motoreta asta. Cum puteți vedea, este veche și consumată. Iar aici mai avem niște motociclete. Pentru apasionații de motociclete, asta este faină. Asta o motocicletă. Nu știu de ce a fost. Cred că a avut un accident. Uitați aici. Este rupt oglinda. Cred că a avut un accident. Iar aici mai avem un scooter. Mamă, ce vechi. Iar aici mai avem aceste motociclete, toate una peste alta. Dacă auziți zgomot, este un garaj pe stradă principală. Aia l-am trecut electronic. Iar aici avem acest Opel Astra, varianta break, și această mașină chiar este veche. Este foarte murdară, foarte veche, uitați și voi cum arată. Și arată înăuntru, cum puteți vedea, este modelul standard, manivelă la geam. Este foarte murdar volanul, nu este o decorațiune asta. Nu știu ce a pățit mașina asta, dar... este foarte veche. Așa arată în spate. Iar aici mai avem acest Golf 4. Mașină care mie îmi place foarte mult. Am mai avut tip de mașină ca asta. Iar aici să termin cu acest Golf. Oh, văd că scrie că este GTI. Aici mai avem acest Peugeot. Am crezut că este Citroen Jumpy, da. Sunt mașini foarte asemănătoare. Și aici mai avem tot un Peugeot. Iar cam acesta a fost videoclipul de astăzi. La revedere!